Locuitorii de pe strada Griviței credeau că au scăpat în sfârșit de disconfort după ce strada a fost asfaltată anul trecut. Numai că asfaltul de atunci nu a fost bun, iar acum s-a trecut la decopertarea lui. Pe strada Griviței se lucrează și n-ar fi un lucru rău că se lucrează, pentru că este nevoie și nu numai aici ar fi nevoie de astfel de lucrări. Numai că această stradă a fost asfaltată și anul trecut. Acum utilajele și muncitorii au venit din nou și decopertează porțiuni din asfaltul turnat anul trecut pentru a-l reface. Se pare că această lucrare nu a fost efectuată așa cum trebuie și de aceea se intervine iarăși la niciun an distanță de când a fost turnat asfaltul. Locuitorii de aici sunt din nou supuși disconfortului creat de utilaje și de faptul că strada este din nou decopertată și că se va lucra din nou pentru asfaltare. Deocamdată strada a fost decopertată la capete și probabil se va turna un nou strat de asfalt, așa că și anul acesta locuitorii de pe Griviței au parte de utilaje pe strada lor.